El este Gheorghe Tache și are 60 de ani. În urma unui simplu control de rutină efectuat acum 15 ani, medicii îi puneau un diagnostic dur, insuficiență renală cronică. Prin ce clipe a trecut, doar el știe. Era foarte rău, tot corpul era un mecanism greoi de a funcționa, nu mai puteam să mai mă deplasez, era o somnoleță profundă, pierdeam și așa din cunoștințe, pentru că procesul, dacă nu, de curățirea sângelui nu era la un nivel satisfăcător, totul în corpul meu era îngreunat. Am urmat 2 ani de dializă, după 2 ani de zile am avut șansa și reușita, norocul, ca o rudă apropiată, un văr bun din partea mamei, să-mi doneze o părticică din rinic. Am făcut operația de transplant și de atunci totul este ok. Ca el sunt mulți alții, însă nu toți au norocul să ajungă cu zile pe masa de operație. Nimic nu poate fi apreciat mai mult decât o familie îndurerată, care află uneori cu surprindere că cineva apropiat din familie, cineva drag, a plecat de dimineață către serviciu. Peste o oră sau două sunt anunțat la telefon că acel cineva, nu numai ca suportat, fie un accident de circulație, fie un accident vascular cerebral sau o altă afecțiune, care l-a dus într-un spital, într-o secție de terapie intensivă, unde cu certitudine i s-au aplicat metode terapeutice de terapie intensivă, dar acestea, din păcate, au fost ineficace și s-a instalat moartea cerebrală. Cu alte cuvinte, subiectul respectiv s-a prăpădit. În România, cei care vor să-și doneze organele după moarte au posibilitatea să-și dea acordul din timpul vieții. Ei pot trece acest lucru pe cipul cardului de sănătate la medicul de familie. Acordul pentru donarea de organe se va inscripționa pe card după ce posesorul semnează hârtia care însoțește cardul. Dacă donarea de organe ar fi foarte bine conștientizată la nivel de fiecare individ sau la nivel de societate, cred că probabil numărul celor transplantați va fi mult mai mare și nu vor mai exista liste de așteptare. Astăzi, mai mulți pacienți care trăiesc datorită darului suprem pe care l-au primit de la donator s-au adunat la biserica din incinta Institutului Clinic Fundeni pentru a marca ziua donatorului de organe, în memoria celor care au dăruit viață prin moartea lor.